până în momentul în care am ele nu s-au dezvăluit, nu le-am imaginat, ele decurg dintr-o logică a lucrurilor. Deci ele practic se autolegitimează. Nu așteaptă să le boteze cineva într-un anume fel. Cum aș defini o inteligență de trunchi fractal? Este o aplicație complexă de performanță a patternului cognitiv în câmpul de cunoaștere, care are o specificitate. Ea se poate manifesta și singură sau integrată cu alte tipuri de inteligență. Inteligențele de ramură fractală practic aplică acest pattern. Și anume, aici, între contemplativ și emoțional, am inteligența emoțional-contemplativă. De exemplu, între fizic și instinctual este inteligența fizic-instinctuală. Aceste 6 tipuri de inteligențe le aplic acestui model care, la rândul, combină subsistemele senzoriale și derivate ale ființei umane. Am pus o întrebare într-o anumită universitate. Vreau să-l sune pe domnul academician Leon Dănăilă pentru treaba asta și am spus că nu merită efortul pentru dânsul, ar fi un deranj prea mare pentru așa o întrebare banală. Mă interesa ca cineva în specialitate, eu fiind inginer, întotdeauna mă, știți, e foarte comod, te ascunzi după ce de știința ta de carte o dai imediat după. Să mi se răspundă la următoarea întrebare. Care este ordinea apariției în ontogeneză a simțurilor? Eu deja am făcut semn fractalul ăsta. A venit răspunsul, mă rog, l-a dat cineva, nici nu știu persoana respectivă, relativ repede, însă dânsii n-au ținut cont de faptul că simțul gustativ și olfactiv apar împreună. Ne-au pus imediat tactilul în față și așa mai departe. Eu am considerat că această, deci ontogeneza respectă această ordine pe care am pus-o într-un anume fel în acest model geometric pentru a-i aplica apoi acest pattern. Și anume, tactilul proiectează kinestezicul, auditivul, verbalul, gustativul, olfactivul sunt împreună și avem o primă buclă auditiv, tactil, vizual și a doua buclă gustativ, olfactiv, kinestezic și verbal. Rezultatele sunt astea. 72 de inteligențe fractale de ramură. Nu este foarte inteligibil textul, dar pot să vă spun, de exemplu, inteligența cu numărul 18 este o inteligență verbală, fizic-instinctuală de cortex drept. Ea se mai numește și inteligența ludică. Inteligența specifică omului care spune poante, bancuri, care patează unde a intrat, este o inteligență vie, manifestă, reală, despre care în psihologie eu n-am auzit vorbindu-se. Vă garantez eu că ea poate fi identificată și măsurată pe acea ramură fractală și anume în zona inteligențelor verbale, unde se află alături de celelalte 11 surori. O altă inteligență, de exemplu inteligența gustativ-olfactivă, mental-contemplativă de cortex drept. Știți cine se ocupă cu treaba asta? Degustătorii de vinuri. Au această inteligență gustativ-olfactivă și o inteligență reală, credeți-mă pe cuvânt. De curând am văzut o demonstrație incredibil ce poate să facă un om care este instruit să-și folosească acest potențial într-un anume mod absolut remarcabil. Avem și inteligența în zona asta gustativ-olfactivă de tip MasterChef, cel care face o artă din a pregăti mâncarea. Și așa mai departe. Nu voi insista pe niciuna dintre ele. Vă pot spune că doar simpla lor activare, simpla lor gestionare, modul în care am putea să le corelăm unele cu altele, pot face dintr-un om, nu manipulându-l, ci ajutându-l să se descopere pe sine, pentru că, până la urmă, ăsta e scopul și asta e menirea noastră, să ne descoperim continuu pe noi înșine și unii pe ceilalți. Da, asta este și o sintagmă teologică interesantă pe care noi repetăm mereu în actul de slujire. Deci trebuie să ne redescoperim fiecare pe sine și
noi pe cei, unii pe ceilalți în comuniune, tocmai pentru a ne pune la lucru acest tezaur extraordinar de resurse cu care am venit în lume. Inteligența de ramură fractală am încercat să o definesc în acest fel și anume cu precizarea că ea se constituie într-o clasă senzorială sau derivată și am arătat ce înseamnă derivată. Tactil derivează kinestezicul, auditivul derivează verbalul. Dar manifestându-se multicomponențial și integrându-se sistemul psihologic prin iterații multiple și asocieri, ele nu lucrează singure. O astfel de inteligență de ramură lucrează absolut obligatoriu cu alta sau cu altele, dar și cu una, două sau mai multe din inteligențele de trunchi fractal. Modul de a pune în ecuație o asemenea informație pe o tehnologie te lasă să înțelegi exact arhitectura inteligenței umane până în zone profunde. Am și utilizat experimentul de dinainte, acela care se referă la dominanța cerebrală, pentru a cataloga aceste inteligențe specific fiecărei tipologii de personalitate. Și anume, 4 tipologii colerice, manager, politician, executant, colaborator, au niște inteligențe rădăcină, au niște inteligențe dominante și unele recesive. La fel, sangvinicii, la fel, flegmaticii, la fel, analiștii. La ce sunt bune aceste informații? Dacă dintr-o determinare statistică bună, înaltă, aflu că un individ care este de bază coleric își utilizează de fapt inteligențele recesive, înseamnă că în cortexul lui se întâmplă ceva nu anormal. Înseamnă că omul acela are o abilitate ieșită din parametrii, cum să spun, oficiali și trebuie înțeles cum a ajuns acolo și cum se poate stimula sau, dacă e nevoie, inhiba o asemenea ieșire din normalitate. Nu numesc ieșire din normalitate în sens clinic. O numesc ca și comportament cerebral specific. Autiștii, copiii autiști au asemenea performanțe, tocmai datorită faptului că utilizează împotriva oricărei logici niște aspecte cerebrale, uneori cu rezultate fantastice. Deși părinții sunt dezolați. Am avut o discuție cu mămica unui asemenea copil și am convins-o până la urmă că acel copil nu e bolnav. Lucru pe care toată lumea a încercat să îl sugereze, tot felul de baterii, de tratament și așa mai departe. O bazaconie. Copiii aceia, dacă sunt o clasă specială de copii, trebuie înțeleși și trebuie evaluați corespunzător. De aceea vorbesc până la urmă în subsidiarul titlului cu care am vrut să vin în seara asta aici, de o schimbare de paradigmă în evaluarea psihologică, care este necesară și pentru a o pune în practică, a o implementa, există și, iată, metode. Nu neapărat a mea. Eu fac acum teste cu sistemele EEG. Au apărut sistemul Neuroscai, pe care îl cunoașteți, EPOC, și așa mai departe. Și ei dau niște informații extraordinare. Dacă vom putea să facem până la urmă o platformă integrată, care să preia informații GSR, de tip electroencefalogramă, histograme și știu, magnetograme și alte tipuri de semnale pe care să le integrăm, eu cred că toată umanitatea ar avea de câștigat, în primul rând cei ce vin după noi. Și vor trage o concluzie, sper, frumoasă, că nu, aici sunt eu evaluând pe cineva, deci poziția corectă este în picioare atunci când evaluezi o persoană, datorită dinamicii fluxului sanguin. Aplicații ale sistemului sunt acestea și cred că nu numai astea. De remarcat că se poate utiliza sistemul și în monitorizarea activităților cu risc înalt, în cercetarea judiciară, pentru că el poate substitui un poligraf și aduce infinit mai multă informație decât o poate face poligraful, care, după câte am înțeles, poate fi uneori controlat mental și eludate anumiți parametri. Vă mulțumesc și vă cer tare să vă
Să vă dați seama, apropo de prezentarea respectivă, cam ce densitate de informații se află în spatele prezentării. Cea mai fascinantă, cea mai fascinant conexiune sau contact cu asemenea probleme când îți faci tu un aparat și începi să te vezi tu pe tine și să te descoperi, cum am avut șansa să stăm în tren, o să în momentul ăla era, veneam de la Iași în tren și totul fiind portabil în tren, acolo am început să mă descoper și pe mine și anumite elemente de intuiție pe care le aveam mi s-au confirmat, ceea ce mi s-a părut absolut absurd în prima etapă și mi-a ridicat la întrebări profunde, cum se poate face o relație de asemenea manieră încât un pattern comportamental să-și găsească o conexiune cu un aparat, la fel cum am încă dubii de a înțelege cuvântul de qualia, cum o fluctuație electrotehnică, electromagnetică sau o mediu înconjurător lasă urme în trăire, care nu este banal, încă avem probleme multe de a ne pătrunde zona respectivă. Așa că, ce să spun, este fiecare persoană care a venit în această sală și a făcut o prezentare, nu a făcut decât a adus o bucățică din potențialitatea acestei zone între Orient și Occident, numită România, care ar avea toate resursele necesare să facă saltul pe societatea cunoașterii, nu pe societatea trudei. Apropo de ce înseamnă clasica atmosferă pe care ne-o propovăduiește o societate de consum. Am putea să alentăm cine trebuie, numai să ne avem curajul să ne adunăm. Din nou, de la sala și... Aș vrea să mai sugerez încă o dată o problemă fundamentală. Există o matematică dezvoltată puternic pe această problemă. Unui alt prieten de-al nostru, de fapt și fondatorul și cofondatorul, sunt membru cofondator la această organizație, numită ISCA, care este profesorul Colceac, a cărui matematică, în principiu, este încă neexplorată, neexploatată. Avem aici niște parteneri care deja au experiența necesară și întreagă să o aplice în economie. Deci, cu alte cuvinte, întotdeauna, dintr-o împachetare foarte profund conceptuală, se poate găsi o altă formă de reprezentare. Iar tehnologia devine suficient de înaltă, vorba aia, tot ce înseamnă sisteme de achiziție, tot ce înseamnă bază de date, procesări în bază de date, sunt probleme care, în mod normal, se învață fără niciun fel de probleme la facultate. Nu mai este un mister extrem de mare să ai acces la un sistem de achiziție. Deja este banalizat încât, fac o paranteză, am avut un moment de interacțiune cu un liceu, liceul Grivița Roșie, care mi-a sugerat un prim moment de panică, pentru prima dată eu nu prea am panică în contact cu lumea, dar atunci am avut un moment de panică când îmi dădeam seama că n-am cum să mă apropii de oamenii aceia. Era o sală de 100 de copii, clasa 10-a, mă rog, copii, într-o dezordine în care putea să vină oricine, și poliția, și profesorul, și mama, și tata, eram ca și că nu existam. Vorbeam, erau atâția și cu directul de față, vorbeam, nu au ce treabă, ei vor urlau, era ceva, de-a mea o să de un film, Class of 84. A fost un film care merită să mai vedeți o dată, apropo de ce înseamnă să conduci o clasă cu pistolul în mână. Dar și copiii aceia, dacă reușești să depășești momentul acela, la sfârșit, eram parteneri și mi-au arătat ce fascinație de roboți au construit. Și ce deschidere au. Deși inițial nu aveai niciun contact cu ei, apropo de ce înseamnă să știi să te adaptezi, să reușești ca între modelul intern al, hai să zicem, observatorului și informația pe care vrei să o extragi din mediul înconjurător, să există o rezonanță. Această rezonanță obiect-subiect, aș mai sugera, înainte de a da drumul la discuții, aș mai sugera că o observație importantă unei cărți care, zic eu că merită, este ce este realitatea lui Vasarion Nicolescu, în care veți găsi problema terțului inclus, vor de problema terțului exclus, terțului ascuns. Deci sunt niște probleme extrem de interesante de rezonanță și de dinamică permanentă, de ridicare între, cum să spun, subiectul care proiectează o întrebare, presiunea întrebării devine foarte interesantă, ce întrebări vă preocupă cu care, agresați între ghilimele sau chestionați natura care vă răspunde. Trebuie să știți, într-o ceașcă de cafea pot să văd numai, știu eu, ambalajul sau pot să văd un univers întreg, depinde cu ce întrebare, cu ce tensiune emoțională, cu ce undă incit ca relația între observator și obiect observat să se aducă la nivelul de rezonanță, de sentiment al înțelegerii, care înseamnă, de fapt, acel mister al terțului ascuns pe care Vasarion Nicolescu definește. Acesta, iar ceea ce mi se pare esențial și mi-aș dori să devină o lecție, mai ales pentru cei tineri, este că o asemenea cercetare care reușește să armonizeze cele două elemente foarte pragmatice de cercetare experimentală cu gândire
conceptuală, care e deschisă, permanent, dinamică, care se autostructurează pe măsură ce observația respectivă îți apare, această abordare integrată într-un singur om poate să deschidă niște lucruri extraordinare, pentru că, de fapt, a fost un exemplu de lecție de dezvoltare personală. Este un exemplu de dezvoltare personală. Bucuria este a împărtășirii, dar e dezvoltare personală. Ai o întrebare, întrebarea generează un aparat, aparatul generează o altă deschidere, deschiderea respectivă te duce în altă direcție și te motivează și este o permanentă reformulare mentală. Este un permanent mind building. Nu este o învățare mecanică într-o abacă, am memorat niște noțiuni dintr-un dicționar care este dat de cineva, în care atunci când apare un eveniment exterior, mă duc cu mintea în dicționar să văd ce reflex am la acel lucru. Și mintea se reformulează de fiecare dată și se reintegrează cu fiecare observație nouă, astfel încât ea poate să se miște pe diferite direcții, să evolueze, devine o minte vie, nu o minte șablon. Deci suntem într-un fel de tranziție de la dinamică, de la statică la dinamică, pe toate elementele, pe toate componentele. Am studiat până acum istoria, acum începem să ne integrăm în istorie, să vedem cine suntem. Așa că, Coate, mulțumesc mult că a avut puterea să vină încoace și pentru că consider că acesta este doar un început și, de fapt, țineți cont că fiecare întâlnire care avem aici stimulează, într-un fel sau altul, formarea unor grupuri de interes pe lângă niște teme. Stimulează faptul că un om de asemenea calibru poate să-și găsească colaboratori, trebuie să-și găsească o școală. Dacă nu-ți face o școală, devine o curiozitate, este minunată, este extraordinară, vă vorbi despre ea și atât. Ca să-și formeze o școală, trebuie să se formeze natural oamenii care sunt în interes în jurul lor să formeze ceea ce se numește o școală, cum Vlad face o școală deja în jurul lui, este deja un mod de abordare, un mod de atitudine, nu am avut bucuria să fiu cu ei acolo. Deci, cu atitudine, fără a agrega în jurul unei idei oameni care să înceapă să gândească în rezonanță cu problema respectivă, dezvoltând problema, rămâne o curiozitate. Și dacă o faci printr-un fel de sacele servici, intrăm în partea aceasta coercitivă care nu cinică e. Deci aici ai nevoie de o trăire interioară, de o bucurie autentică, a unei căutări autentice. Asta nu-ți fi parteneri în zona respectivă. Deci asta se generează.